Astăzi s-a desfășurat la nivel național ancheta de circulație origine-destinație. Studiul, care va mai avea loc pe 12 și 26 octombrie, se derulează pe întreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din administrarea Cânair și vizează construirea unei benzi de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocării bugetelor și ajustării strategiilor de dezvoltare. Echipaje mixte, Cânair, Poliția Română, i-au invitat pe conducătorii de vehicule pe o bandă de rezervă și le-au adresat un set de întrebări. La nivelul DRDP Iași sunt implicați aproximativ 450 de operatori, aferenți celor 75 de posturi amenajate pe rețeaua de drumuri naționale din administrare.